Ploile de ieri au afectat suprafețele agricole în mai multe raioane din țară. Astfel, printre regiunile care au avut de suferit cel mai mult se numără raioanele Florești, Căușeni, Hâncești, Ocnița, Cimișlia, Orhei, Soroca, Criuleni, Ungheni și Telenești. Totodată, conform estimărilor prezentate de Serviciul Situațiilor Excepționale, în total au fost afectate 549 de hectare de floarea soarelui, 526 de hectare de porumb, 255 de hectare de sfeclă de zahăr, 204 hectare de livezi, 140 de hectare de 30 de hectare de grâu, 25 de hectare de soia și 4 hectare de legume. Mai mult, acoperișul Institutului de Fitotehnie Porumbeni din raionul Criuleni a fost deteriorat, iar o porțiune de drum local de peste un kilometru din Hâncești a fost înămolit. Comisiile pentru situații excepționale locale estimează suma pagubelor suprafețelor afectate.